Spectatori, se apropie o nouă perioadă. Sperăm să fie una în care viața să revină la normal și noi să fim alții, mai buni și mai demni, învățând ceva din toate lecțiile primite pe parcursul acestui an dificil. Îi salut pe bunii mei basarabeni care ne urmăresc pe TVR Moldova, dar și pe românii din străinătate care ne urmăresc pe TVR Internațional. Vă îmbrățișez de aici, din studioul 3, dragi români, cei care vă uitați din țară pe TVR 2. Așadar, să înceapă spectacolul!
Dragii mei prieteni, în premieră și în exclusivitate în momentele următoare, vă prezint cea mai bună soprană din lume. Țin în mână un premiu pe care l-a câștigat în anul 2019, echivalentul Oscarurilor din cinematografie. E vorba de premiu Oscar de la Lirica. Invitata mea, soprană de origine română, este un fenomen al muzicii clasice pe întreaga planetă, cântând de ani buni pe cele mai mari scene ale lumii, sub bagheta celor mai importanți și mai apreciați dirijori. Dragii mei, invitata mea are nenumărate premii și performanțe, este doctor în muzică, fiind declarată de către specialiști drept una dintre cele mai versatile și expresive soprane ale epocii moderne. Ne cântă astăzi în ediția specială Drag de România mea, acompaniată de dirijorul secției de stradă a Teatrului Alexandru Davila din Pitești, minunatul pianist și prieten Vicențiu Perniu. Doamnelor și domnilor, formidabila soprană Elena Moșuc.
Aplauze pentru marea noastră artistă Elena Moșuc. O aștept aici în sufrageria noastră, mulțumindu-i pentru faptul că este alături de noi. Sărut mâna, bine ai venit, draga mea Elena. Mulțumesc de invitație. Și îți mărturisesc că ești o bucurie pentru telespectatorii care la această oră urmăresc Gala Drag de România Mea. Îți mulțumesc că ești aici și în primul rând vreau să știi că sunt recunoscător pentru că Elena Moșuc a venit tocmai din Elveția, locul în care stă cu familia ei, a venit special pentru mine și emisiunea mea. Sunt foarte recunoscătoare pentru această invitație. Este de fapt prima invitație adevărată pe care mi-o face televiziunea română în România. Îți sunt recunoscătoare și cu această ocazie vreau să îi mulțumesc fostei mele eleve, Mirela Pohotnicaru, pentru că dumnea ei a facilitat această întâlnire. Puțini dintre cei care mă cunosc știu că eu am fost învățătoare 7 ani la Iași, la școala Gheorghe Asachi, în centrul Iașului. Și acolo Mirela mi-a fost elevă. Era o scumpică, cu voce puternică, cea mai bună voce din clasă. Și eu i-am spus de atunci că își va câștiga existența cu vocea. Draga mea Elena, care este sentimentul pe care l-ai în momentul în care ții în mână un astfel de trofeu atât de special? Este o poveste lungă, frumoasă. Ca toți soliștii, ca și tine, bănuiesc, am cântat de mică. În familie, la școală, la biserică, împreună cu bunicii mei, care m-au crescut și cărora le datorez foarte mult. Am o familie extraordinară, dar în familia mea nimeni nu a studiat muzica. Deci a fost așa ca o chemare interioară, ceva care m-a atras. Iar când am împlinit 16 ani, m-am hotărât să studiez vocea din punct de vedere tehnic, așa cum trebuie. Pentru că eram eleva a liceului pedagogic, acolo aveam o colegă care era solistă, dar era solistă pentru că studia la Școala Populară de Artă. Dorința mea era să fiu și eu solistă, deci m-am înscris la Școala Populară de Artă din Iași, unde am avut-o ca profesoară pe marea noastră soprană Mioara Cortez, sora Vioricăi Cortez. Între timp am mai studiat cu soliști ai operei române, dintre care vreau să amintesc neapărat pe basul George Popa. Eu fiind soprană am studiat cu un bas și el îmi spunea mereu, nu insista prea mult pe tehnică, pentru că am avut o tehnică naturală. Eu întotdeauna am cântat natural și foarte mult am învățat la biserică cântând. Am mai studiat cu diversi, pentru că întotdeauna
întotdeauna am fost de părere că nu este bine să studiezi toată viața cu o singură persoană, așa cum fac mulți dintre colegii mei. Eu am zis, de la fiecare pot să învăț ceva. Secretele meseriei noastre se fură ascultând, dar se mai și învață așa cum trebuie, așa cum am învățat eu, am fost foarte perseverent și precisă în liceul pedagogic, am vrut din punct de vedere pedagogic să fiu și muzical. În anul 1990 aveam deja 10 ani de studiu al vocii. În particular, am fost foarte mulți ani autodidactă. Iar în 1990, la ideea unui instrumentist de la opera din Iași, toți mă cunoșteau și de la opera și de la filarmonică, pentru că după orele de curs de la școală mă duceam să ascult concerte, să văd spectacole, să învăț. Eram așa doritoare să știu cât mai multe din această lume a sunetelor. M-am dus la un concurs internațional la München, unul dintre cele mai dificile și mai prestigioase concursuri. M-am dus ca să am o experiență. A fost prima dată când am ieșit din țară. Știu că nu aveam nici prea mulți bani, geanta în care aveam lucrurile o aveam împrumutată de la o prietenă. Deci nu stăteam foarte bine din punct de vedere financiar. Dar dorința era așa de mare încât m-am aruncat în această lume. Surpriza a fost că am plecat din Iași ca o necunoscută și m-am întors în România ca un star. Am obținut premiul întâi. A fost... Nu se poate explica în cuvinte bucuria și emoția. Nu mă așteptam, nimeni nu se aștepta la așa ceva. Au urmat, în 1990 am început și studiile la conservatorul din Iași și am avut-o ca profesoară pe doamna Adriana Severin, care a fost o mare, mare soprană la operă, am văzut-o de foarte multe ori pe scenă. Am uitat să spun, am studiat foarte mult cu doamna Gina Tăbăcaru, o altă mare soprană de la operă, de la care am nu numai noțiuni de tehnică vocală și interpretare, dar... Cu ea am învățat acasă, pe ursul ei din sufragerie, am învățat cum să mă mișc pe scenă. Gilda, Lucia, Traviata, cu dumneai le-am învățat. Și în special m-am învățat cum să mor, pentru că trebuie să o faci într-un mod foarte estetic și frumos pe scenă. Draga mea, Elena, vreau să spun că fiecare om are destinul său și cred că Dumnezeu te-a dăruit publicului cu harul acesta minunat de a cânta. Explicându-mi povestea ta de viață, m-am gândit la mine, pentru că eu nu aveam un ban în buzunar, la fel ca și tine. Înseamnă că ai împrumutat o geantă de la o colegă ca să poți să pleci la acest festival în străinătate. Nu știai ce te așteaptă și ce vremuri vor veni. Și iată, după câțiva ani ajungi să cânți pe marile scene, stimați spectatori ale lumii. Elena Moșuc este căsătorită în Elveția cu un minunat artist, care am înțeles că e bariton, nu? Da. El, de fapt, este avocat. Cum îl cheamă? Îl cheamă Christoph Hebeisen. Așa. Și pe mine mă cheamă Hebeisen. Elena Hebeisen Moșuc. Da. Dar numele de artistă a rămas Elena Moșuc, pentru că așa mă știe toată lumea. Christoph, de mic copil, a cântat în corul de copii la operă. Și a rămas crescând, acum este în corul suplimentar, atunci când este pusă în scenă o operă în care este nevoie de mult cor, cum este Aida, Nabucco, sau chiar opere mai, cu un cor mai redus, cum este Bărbierul din Sevilla, acest cor suplimentar cântă. Și el a rămas acolo. A studiat pianul de mic și visul lui de mic copil a fost să dirigeze. Am reușit, acum 2 ani, să își materializeze acest vis. Și am creat un concert pentru mine. Se numește Resonance, în care cânt nu numai arii de operă, dar cânt lieduri orchestrate, piese pop, instrumentate pentru mine. Este vorba de mai multe piese de muzică pop ale lui Marius Dragomir.
atunci Christoph a debutat ca dirijor, a mai făcut apoi două concerte la Ateneu și la Belgrad, concert de anul nou. Și a mai creat un recital pentru mine, se numește Duo Resonance, este vorba de ceva mai diferit, un recital nu cu pian, ci cu chitară clasică. Am pregătit deja un program foarte frumos cu chitaristul clasic Bogdan Mihăilescu, a trăit 20 de ani la Londra, s-a întors în România și sunt foarte fericită că nu mă limitez doar la operă. Dar spune, mai cântat vreodată folclor? Dragul meu, când eram mititică, cântam Foaie verde maghiran, măi, grăușor de măragan, măi. La 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 la. Nu mai știu cuvintele. Extraordinar. Nu am înțeles, eu fiind din Moldova, până în ziua de azi, nu am înțeles de ce la școală m-au pus să cânt grăușor din Bărăgan. Așa, când trebuia să te pună să cânt exact. Din moldovene. Draga mea, Elena, ești formidabilă. Vreau din partea televiziunii publice să-ți ofer, draga mea, distinția Drag de România mea. Tu ești un simbol al artei noastre românești, internaționale. Ne-ai făcut mândri de nenumărate ori că suntem noi români și ai demonstrat că orice este posibil, chiar plecând așa cu un geamantan al unei colege. E vorba de Cristina Simionescu, Cristina soprană Simionescu, de la Iași. Dacă ne auzi acum, pornită, nici nu știa unde va ajunge exact și a ajuns cea mai mare voce a lumii. În anul când ai câștigat 1990. Premiul? Deci în 1990, în februarie, am debutat la opera din Iași în rolul Regina Nopții, un rol pe care l-am cântat apoi în toată lumea de 250 de ori și apoi alte multe roluri. Te iubesc din tot sufletul. Mulțumesc foarte, și foarte mult. Vreau să-mi spui ce simți în momentul în care ești pe pământ românesc? Îmi încarc bateriile. Întotdeauna vin acasă și plec revigorată. Îmi face foarte bine, de aceea eu țin legătura cu România în permanență, cu prieteni, cu familia, cu mama mea, care este la Iași, mătușa, verișoarele, prietenii. Mă simt bine și îți mulțumesc foarte mult. Și eu îți mulțumesc. Am și eu un cadou pentru tine, un mic cadou. Dar l-am făcut cu toată... Din Elveția e cadou? Sau? Din Elveția ceva a făcut de mine. Poți să mă uit? Pe lângă CD-urile care... Poți să mă uit? Încununează cariera mea, da. Sper să... un vis de-al meu, de când eram mică, o reprezenta pictura. Iar din martie... Vai, anul trecut am făcut un curs de pictură bizantină la Biserica din Zürich, pe care o frecventez, sub întrumarea doamnei Ruxandra. Iar din martie studiez, pictez într-adevăr foarte, foarte intensiv și nu numai icoane, dar și portrete, flori. Nu sunt așa de experimentată ca tine. Vă place ce am primit? Dar nu se vede nimic. Ia spuneți, români, vă place ce am primit? E, acum te rog, Florin, bate tobele acolo, că acum e ca la surpriză. Aproape aici. Nu se poate. Tu ai luat o poză, Elena, când eram tânăr, da, și aveam șuvițe. Da. Stimați respectatori, mulțumesc Elenei Moșu. Chiar e o bucurie că s-a gândit, uite, la mine. Și lucrurile astea contează enorm pentru mine. Mi-ai scris ceva pe spate? Ți-am scris. Îți mulțumesc frumos, Elena. Și noi să știi că avem daruri pentru tine. Și nu orice fel de daruri. Aș dori să intre colegii mei. Mai am ceva. Un pic că mai are ceva. Dar puteți să așteptați un pic? Hai ca se deschide repede. Îți mulțumesc frumos, este pictată tot de tine? Da, dar eu am făcut foarte multe icoane.
Extraordinar de frumos, Elena Moșuc 2020, drag de România mea, Maica Fecioară cu pruncul. Îți mulțumesc, diva noastră. Am cadouri pentru tine din partea familiei Gauzin și mulțumim Tricoton Junior, dar și pentru produsele naturale de la Grandi Gusti. Mulțumim frumos, draga mea Elena. Cu mare plăcere și eu îți mulțumesc și sper să ne revedem și data viitoare o să vin cu un tablou actual. Mulțumesc. Îi propun acum Elenei Moșuc să meargă repede la cabină să se schimbe, pentru că revii cu un moment superb alături de noi, așa că noi, dragii mei telespectatori, revenim imediat cu partea a doua a emisiunii noastre. Vreau să mulțumesc sponsorilor noștri, Complexul Herăstrău, Mobila Ardudana, dar și revista Taifasur. Sunt ambasadorul acestei reviste. În final, vă vom spune că ar fi o imensă bucurie dacă ar fi Crăciun în fiecare zi, pe muzica bunului prieten, minunatului nostru compozitor și coleg Dani Constantin, căruia vrem să-i facem o bucurie acum, pe versurile regretatei sale soții, Mihaela Călinescu, și vom cânta împreună cu Elena Moșuc, Ce bucurie ar fi!
lui poate am fi, ce bucurie am fi.
Sponsori Tricoton Junior și Grandi Gusti.